Astăzi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba au depistat și reținut un tânăr suspect de omor comis în Italia. Constantin Poșa, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în Teiuș, avea emis pe numele său un mandat european de arestare din partea autorităților judiciare italiene. De ce l-ai omorât pe italian? Ce avea cu el? În data de 18 mai 2012, Constantin Poșa, împreună cu doi complici, a omorât un cetățean italian prin strangulare, după care i-au furat banii și bunurile pe care acesta le avea asupra sa. Crima a avut loc în localitatea Boscoldo di Curtadone din Italia. Tânărul este posesorul unui mandat european de arestare emis de autoritățile italiene. Acesta a fost identificat la domiciliul său din orașul Teiuș de către polițiștii de investigații criminale în cursul acestei dimineți. El este căutat pentru că este suspect într-un dosar aflat în lucru la autoritățile italiene, în care este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de omor și tâlhărie. Tânărul a fost prins astăzi de către polițiști la domiciliul acestuia din orașul Teiuș și a fost prezentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Pe numele său a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței de judecată pentru confirmarea mandatului european de arestare preventivă.